Bine tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să facem challenge-uri în Brawl Stars. Adică, de exemplu, nu lovi Brawler fete, nu sta în tufișuri sau nu sta lângă pereți. Astea vor fi cele 3 challenge-uri pentru ziua de azi. Și încă ceva, lăsați un comentariu neapărat, orice vreți voi, lăsați acolo jos un comentariu și eu o să mă abonez la canalul vostru și o să vă dau și inimă și like la comentariu. Și da, poate, cine știe, dacă îmi place, poate îi dau și pin. Deci, dacă vreți, scrieți în comentarii ceva. Primul challenge, să nu dau un brawler fete la solo showdown. E destul de greu dacă te pune cu foarte multe brawler fete. Uite, ea nu e fată, deci da. Ah, perfect, Broken nu e o fată. Ne putem da în el. Încă, așa, două power cover direct. Asta e, n-am sol că dacă, când mă duc într-un tufiș, începe să mă atace o Rosa, eu nu mai am ce să-i fac. Mr. P mă atacă. Hai să încercăm să nu murim. Ce mulți brawler băieți. Sperăm că nu o să le vezi în greșeală pe cineva fată. Cred că toți sunt băieți în meciul ăsta, deci nu prea atât de rău și challenge-ul ăsta. Cu siguranță vine să mă atace. Da, am și murit. Nu e nimic. Am făcut nicio misiune. Următorul challenge va fi să nu intru în niciun tufiș cu Sprout. Deci e extrem de greu pentru că cu Sprout stai în tufiș din când să nu mai ataci. Cel puțin așa fac eu. Deci eu, și dacă ai grijă pe Sprout, e extrem de greu challenge-ul că nu poți să te duci în tufiș să-l folosești. Acum pot să dau și în Brawler fete. Da, a murit din prima. Ce păcat. Ce păcat. O să mai dăm un meci acum rapid, că da, până la urmă, ăsta nici n-a fost challenge. Nici l-am apucat să stau și o 10 secunde meci. Mă și omoră tot Piper. Data asta, chiar o să încercăm să stăm mai mult. Și nu mai pot să ies de aici. De fapt pot, dar Ems aici și trebuie doar să omor pe Ems. Sau să fac să fugă. Am voie să stau așa lângă tufișul, dar să nu mă pun în el, adică să nu fiu nevizibil. Că invizibil nu sunt, că tu nu poate vedea cineva. Efectiv, sunt blocat aici. Asta nu s-ar pune că am intrat în tufiș, chiar dacă am văzut prin el. Mamă, e Jackie și... Sperăm că nu nimeni doar în tufișul ăsta. Ok, nu e nimeni. Am ieșit și eu de acolo în sfârșit. Ah! Mai avea puțin și l-omoram. Mamă, o să sară pe mine. O să sară pe mine. Mai mult ca sigur sară pe mine. Ok, să zicem că acest challenge a fost mai bine, adică... A durat mai mult și efectiv... A fost mai greu să ies din tufiș astea. Și da, mi s-a bucat. Hai să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Ca să vedem dacă vreți să o încerc pe Nani. Și să vă zic cum, care e părerea mea despre ea. Și acum, cu acest brawler nu o să avem nevoie să ne, nu o să avem voie să ne atingem de pereți. Cu Carl. Eu, adică am voie să trec pe lângă ei. Dar n-am voie efectiv să stau așa lipit de ei. Doar ăștia se pun ca pereți, adică nu și gard și... Că altfel e imposibil challenge. Am uitat că am voie în tufiș. De fapt, așa facem cu tot. Cu tot ce... Cu totul ăsta în care, dacă mă ating, da. Adică, de exemplu, n-am voie să mă ating de gardul ăsta. Să mă lipesc așa. De la că am voie. Am vrea să pierd. Dacă pierd nu se întâmplă nimic, dar doar, da, pierd și nu e bine.
Asta e foarte greu, că dacă vrei stai așa lipit de un perete, nu poți, că n-ai voie. A, stai un pic. Ok, avem microfonul deschis. Cream că l-am închis și m-am speriat. Partea în sol aici, că toate boxurile sunt lipite de perete și dacă cade power cu bola un pic mai lângă un perete, trebuie să pici cilindru ca să-l iei, deci... Da. Și e greu să treci așa... What? Nu știam că e harta asta cu roboți. Mamă, ce a venit Mortis de acolo. A fost inutil gadgetul ăla. Ok, să vedem că m-am atins când m-a tras și nu s-a pus, că n-aveam ce să fac. Da, asta a fost episodul de azi. Hai să strângem 3 lacuri la acest episod pentru partea a doua. Eu am fost Maxi și ne vedem data viitoare. La revedere!